Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, dați-mi voie să îi spun bun venit în studioul nostru de aici de la București, Telemoldova Plus din Maghiarul 2830 și mulțumim Uniunii Ziariștilor Profesioniști pentru parteneriat. Dați-mi voie să îi spun, cum vă spuneam, cum am început să fac dialogul nostru, domnul profesor universitar dr. Florin Stănică. Domnia sa este prorector la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București și este prorector cu internaționalizarea relații studenți și alumni. Așa că dați-mi voie să vă trec și mâna. Ne revedem și știu că aveți așa o săptămână este plină. Despre asta vrem să vorbim. Așa este. Mulțumesc pentru invitație. Tocmai am venit de la ședința, de la adunarea generală a Academiei Române și știu așa că cum a spus, și membru al Academiei. Așa cum a spus, într-adevăr, am început în forță toamna pentru că avem foarte multe activități. Săptămâna trecută am încheiat examenele de admitere la doctorat în toată universitatea. Deci, peste 100 de tineri s-au înscris la doctorat și vor fi incluși în echipele de cercetători ale universității, bineînțeles. Săptămâna viitoare începem anul marți cu deschiderea anului, deschiderea solemnă a anului universitar în campusul Agronomie Herăstrău, unde, bineînțeles, vor fi toate cadrele didactice, studenții noștri de la toate cele 7 facultăți și, bineînțeles, după deschiderea festivă pe care o va face... Va fi dimineață, nu? Da, va fi dimineață, începând cu ora 9. După deschiderea festivă vor urma deschiderile pe facultăți, practic decanii facultăților și reprezentanții conducerii universității vor merge la fiecare facultate în parte și vor primi boboci. Aici va fi deschiderea, în fața deschiderea întotdeauna se face pe scări, pe scările rectoratului, și toată parcarea din fața rectoratului, care e deosebit de generoasă, va fi plină de tinerii care, iată, ne calcă pragul pentru prima dată și alți studenți, bineînțeles, cadre didactice. Este o primă întâlnire oficială, dacă vreți să-i spun așa, și suntem foarte bucuroși să primim o nouă generație de boboci. Universitatea se bucură cu un număr mare de locuri. Avem 33 de programe de licență, vreo 35 de programe de masterat și, bineînțeles, avem două școli doctorale. În felul acesta acoperim toate domeniile științelor agronomice, industria alimentară, dar și silvicultură, tot ce ține de biotehnologii, medicină veterinară și așa mai departe. Management, economie, dezvoltarea rurală, agroturism, deci o gamă, o paletă foarte mare de specialități cu care ne mândrim. Da, eu am onoarea să cunosc cumva prin interviurile de până acum și prin alte emisiuni, inclusiv evenimente de anul trecut, de acum 2 ani, evenimente marcante și cu greutate, ca să spun așa, și nu mă refer numai la deschiderea anului școlar, pentru că asta e un eveniment pe care îl faceți în fiecare an, ci faptul că urmează și toamna horticolă, urmează și boboc fest, cum îi spuneți dumneavoastră, da. Ceea ce înseamnă întâlniri deosebite, atât cu fermierii sau, mă rog, cu absolvenții, dar și cu cei mici care, iată, mici, dar mari, vor deveni mari în timp, după absolvirea cursurilor. Bineînțeles, prima zi de facultate este memorabilă, ca și prima zi de școală, de altfel, este memorabilă și noi ne-am gândit să organizăm în fiecare an un eveniment special pentru bobocii noștri, pentru studenții care vin pentru prima dată în universitatea noastră. Acest Boboc Fest este organizat în primul rând de Centru de Consiliere și Orientare în Carieră și se desfășoară în campusul Agronomie Herăstrău, unde principale structuri ale universității vin să se prezinte. În primul rând centrul pe care tocmai l-am amintit, dar după aceea
De exemplu, Clubul Sportiv Agronomia vine și își prezintă toate disciplinele sportive cu tot ce oferă. Și câte terenuri aveți acolo. Bineînțeles, de... și terenuri și o sală de sport deosebită. Foarte modern, am văzut. Cu peste 4.000 de locuri. În același timp avem reprezentanții Centrului Cultural Studențesc Exteraurum, care vin cu oferta lor în ceea ce privește arta, pictura, știu și eu, dansurile populare, muzica, va fi o demonstrație ceva de... Bineînțeles, de fiecare dată încheiem Boboc Festul ăsta cu încingem o horă și un spectacol inițial al ansamblului nostru de dansuri care se numește Bucur și care este deja o structură prestigioasă cu prezențe inclusiv peste hotare la ocazii deosebite. Bineînțeles că vor fi prezente toate facultățile care în felul ăsta își vor primi și își vor îndruma studenții, cei de la societatea noastră care se numește Campus, care gestionează cantina și restaurantele și magazinele universității. Deci, practic, toți cei care într-un fel sau în altul intră în contact cu studenții noștri și de care studenții noștri au nevoie. Direcția Campus, deci iată toți cei care pot să dea un sfat bobocilor și mai ales să îi facă să înțeleagă că în universitatea noastră își pot manifesta pe deplin, pe lângă cum să zic eu, dorința de a învăța și de a se pregăti într-o anumită profesie și alte calități artistice, de ce nu, sau sportive. Deci sunt primiți într-o mare familie a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și trebuie să fie mândri de asta. Câți boboci, să spunem, ar fi în anul întâi, dacă luăm în calcul și masterat și doctorat? Sunt peste 3.000. Deci mai în anul întâi. Da. Am niște date aici. Noi am avut... 2250 de locuri la buget și 3375 de locuri la taxă. Multe din aceste locuri de la taxă s-au ocupat deja, bineînțeles, toate locurile la buget, deci discutăm în jur de 3000 de noi veniți în universitate, dacă includem și doctoranzii. Da, și pe total înseamnă vreo 15.000 de studenți. 12.000 de studenți. 12.000 de studenți. E impresionant, pentru că noi suntem, cum știți, ieșeni de-a domnului Gitareanu și nu știu dacă Iașu are atâția, Universitatea de Științe ale Vieții, cum o denumește mai nou Iașu, nu știu dacă are atâția studenți. Nu are atâția studenți, noi suntem cea mai mare universitate de profil din România și cea mai veche și atunci, într-un fel, e firesc aici să avem cel mai mare număr de facultăți și mai multe specializări. Însă și colegii din provincie și cei de la Iași, cei de la Cluj sau de la Timișoara, au cifre importante de școlarizare pentru un domeniu care este foarte important sau pentru domeniile așa de importante pentru România. Domeniul agronomic, bineînțeles domeniul veterinar și tot ce ține de industria alimentară, sănătatea mediului, dezvoltare rurală și așa mai departe. Cum erați început mai devreme? Iașu vine cu o săptămână sau două mai devreme ca să aibă practicanți la... Ei la ferme, la puncte da, de lucru. Ei fac lucrul ăsta de câțiva ani înaintea noastră. Noi am rămas cu 1 octombrie, care este oarecum data standard de începere anului universitar. Legat de stațiuni și de ferme, noi ne-am organizat cu recoltările. Avem cel puțin la stațiunea de cercetare, dezvoltare pentru viticultură și vinificație la Pietroasa, recoltăm mecanizat în combină de recolta struguri, iar o parte din studenții în anul 4, că eu sunt horticultor de la horticultură, au făcut o practică de recoltare a strugurilor și de vinificație deja înainte de începerea anului universitar. E prevăzută în programa lor. E de admirat faptul că universitățile, și ajung la toamna horticolă a dumneavoastră, se preocupă la început de an și de această zonă
să arătăm că toamna e, înseamnă bogăție, înseamnă și se implică în mod serios. Bine, având la dispoziție și un sistem foarte bine pus la punct cu teren de sport, mai la Iași, rugby, la dumneavoastră aveți teren de sport și toată curtea aceea imensă. Da. Am văzut cum e toamna horticolă, cred că va fi impresionantă și anul acesta. Așa este, deja este, nici mai știu dacă e a 7-a sau 8-a ediție, în orice caz, inițial am pornit la drum cu Zilele Horticulturii Bucureștene, care, așa cum știți, se desfășoară la începutul lunii mai, ca să celebrăm venirea primăverii, însă pentru noi toamna se numără bobocii și se adună recoltele și atunci ne-am 36 gândit. Octombrie înseamnă sărbătoare, sigur, și curtea plină de este produse, sărbătoarea, de fermieri. Sărbătoarea toamnei, ziua recoltei și ne propunem și de această dată ca Facultatea de Horticultură să aibă un pavilion deosebit cu o expoziție cu soiuri, hibrizi de fructe, legume, struguri. Bineînțeles, multe dintre ele creații ale facultății. Este și o zonă decorativă unde colegii noștri de la floricultură și de la peisagistică vin cu creații deosebite. În același timp, vreau să subliniez că alături de noi, deci alături de Facultatea de Horticultură, este editura noastră, Exteraurum, sunt colegii de la stațiune de cercetare de la Moara Domnească, de la Pietroasa și de la Istrița, care fiecare, bineînțeles, vin cu produsele lor tradiționale. Și dacă am amintit de Pietroasa, normal că vă puteți imagina că vom avea acolo, pe lângă struguri, clonele, selecțiile și soiurile de la Pietroasa, avem și vinurile de la Pietroasa. Vom avea degustări de vinuri. Mai bun anul acesta ca anul trecut? Că toată lumea spune că s-ar putea să fie mai... N-o să avem vinul din avem anul ăsta. Must o să avem precis. Vinul din anul ăsta o să-l bem la anul. Producția e un pic mai mică datorită secetei, dar cu siguranță calitatea va fi bună pentru că n-au fost ploi și s-a acumulat atât zahăr cât și, bineînțeles, arome și antociani, dacă discutăm de vinurile roșii. Ei bine, colegii de la Istrița vor prezenta oferta lor de pomi altoiți, pomi și arbuși fructiferi pentru sezonul toamnă-primăvară, fructe, prune, mere, iar colegii de la Moara Domnească vin cu toată oferta de produse de acolo. Aici o stațiune mult mai complexă. Sunt tot de dumneavoastră, de USAMV. Toți sunt membri ai universității noastre, sunt filiale ale noastre, sunt stațiuni de cercetare, dezvoltare, unde facem și transfer de tehnologie, că asta e foarte important, unde cercetările noastre în loturi demonstrative sunt prezentate fermierilor. Și pentru că vorbim de fermieri, trebuie să știți că la târg s-au înscris până acum 120 de participanți din afara universității. Va fi curtea plină, înseamnă. Va fi foarte plină. Va fi foarte plină cu fermieri care vin să își expună și să vândă produsele pe care le realizează. Cu dintre ei absolvenții ai dumneavoastră? Marea majoritate sunt absolvenții noștri și ne bucură lucrul ăsta. Iar oferta va fi foarte bogată, deci invităm publicul larg să vină în aceste deci zile. Deci pot veni toți bucureștenii de joi, și numai sigur, de joi, intrarea, joi intrarea este de pe 3 liberă. Până pe... Duminică pe 6. Intrarea este liberă, începem pe la ora 10 în fiecare zi și terminăm la 6 seara. Va fi și o deschidere în aula mare? Va fi o deschidere oficială, așa cum facem de obicei, cu invitații noștri în aula magna Petre Sebeșanu Aurelian. Și după aceea vom avea vizitarea târgului, a expoziției, bineînțeles, și a târgului. Vreau să vă mai spun că în fiecare zi sunt prevăzute degustări de fructe și produse din specii pomicole noi. Așa cum știți, la Facultatea de Horticultură din București, de foarte mulți ani ne ocupăm de introducerea în țară a unor specii pomicole deosebite. Banana Nordului, kiwi, curmalul dobrogean, smochinul este la în vogă, dar și multe alte specii, cachi sau abanosul de Virginia. Deci urmă mai vin și din alte părți, că data trecută au venit din China și din... Am avut, bineînțeles... Și prelucrarea lor era foarte specială. Păi am o doctorandă care susține doctoratul vineri, dar care are și sarcina cetățenească să ne prezinte și să ofere vizitatorilor produse din aceste fructe
care sunt deosebite. Înghețată, tot felul de batoane, ciocolată cu fructe. Sunt multe surprize și vă așteptăm să le degustați. Nu în ultimul rând vom avea degustare de vinuri, așa cum spuneam. Va fi o degustare de ardei. Deci câteva zeci, poate spre 100 de tipuri de ardei, de toate felurile. Cu 8 sau cum o să-i faci? Nu. Degustare de ardei proaspăt. Între probe există un pic de pâinică, niște brânză ca să se obișnuiască gustul, dar este o expoziție cu soiuri și hibrizi de ardei, repet, din toate tipurile, însoțită de degustare. În vară am făcut în genul ăsta o degustare de tomate sau o degustare de pepeni galbeni și pepeni verzi sau, bineînțeles, degustarea tradițională de afine. Ei bine, acum a venit momentul ardeilor. Sâmbătă este prevăzută o degustare de struguri de masă. În general avem în jur de 100 de probe, soiuri diferite de struguri de masă care trebuie promovați în România. Avem foarte multe soi românești, dar și ceva soi străine și cu semințe și apirene. Bineînțeles, toate lucrurile acestea se desfășoară într-un ambient deosebit, decorat cu culorile toamnei, o să avem must acolo, o să fie poate și ceva pastramă și mici pentru cei care doresc și toate produsele. Ceva lăutar pe acolo. Muzică bună în orice caz, avem o scenă și tărtăcuțe, dovlecei, dovleci de tot felul, astfel încât să ne bucurăm de această perioadă foarte frumoasă a anului, care este toamna, ziua recoltei. Studenții, dacă vin de sâmbătă, de duminică, de luni, ei sunt la școală, aș vrea să vorbim un pic. Au condiții, au cazări, am văzut în complexul studențesc, așa cum știu eu că faceți de elită, cu doi în cameră, cu condiții speciale. E important pentru ei dacă vin din afară și întreb cât sunt din București și cât sunt din țară și de prin ce. Noi avem 4.000 de locuri de cazare în căminele universității. Suntem practic singura universitate din țară care oferă un loc de cazare la oricare dintre studenții care cer lucrul ăsta. Asta e un lucru extrem de important. Bineînțeles că avem cămine cu 2 locuri, cu 3 și cu 4 locuri. Destul de puține căminele care mai au 4 locuri în cameră. Și avem, bineînțeles, cămine cu serviciile sanitare la comun, dar și cămine cu chiuvetă sau cu baie în cameră. Deci cu nivele diferite de confort, dacă doriți. Ceea ce este foarte important de spus, că din fericire lansăm acum un proiect de modernizare. Noi avem căminele modernizate, dar dorim să generalizăm practic camerele care să aibă baie în interior și atunci avem un proiect deosebit de modernizare a căminelor care va începe din primăvara anului următor. Mai spun că studenții au o cantină deosebită care este gestionată de universitatea noastră, de societatea Campus, unde la prețuri modice au mâncare deosebit de variată și ne bucurăm să putem să oferim lucrul acesta, iar toată baza sportivă din campus și structurile care le oferă posibilitatea de a se manifesta și pe zona artistică sau culturală le stau la dispoziție. Scopul nostru este să asigurăm un cadru deosebit pentru pregătirea profesională, pentru pregătirea științifică, pentru practica în producție, în stațiunile noastre sau acolo unde este cazul la parteneri cu care avem contractat această activitate, dar în același timp să le oferim studenților noștri și senzația că în campus ei sunt acasă. Campusul nostru îl considerăm cel mai frumos din România și prin prisma faptului că am reușit aici să avem o grădină botanică deosebită, un parc dendrologic unic, avem o colecție de trandafiri cu peste 120 de soiuri, avem colecția națională de bujori care înflorește în luna mai, avem o colecție impresionantă de iriș și de alte specii horticole decorative, ca să nu vorbim de
3 hectare de plantații pomicole, cam 2 hectare de vie, sere, solarii, deci practic întreaga structură de care ei au nevoie să se bucure și să își petreacă un timp agreabil în afara orelor. Universitatea și campusul agronomiei Herăstrău se află, așa cum bine știți, pe fosta moșie Herăstrău, în vecinătatea lacului Herăstrău, iar colegii veterinari, Facultatea de Medicină Veterinară, au campusul veterinar Cotroceni, care se află în fața Operei Naționale, într-o zonă deosebit de elegantă. Acolo avem vreo 6 hectare de teren cu toată structura probabil necesară. Cu fel de chirurgie, de absolut tot ce cum trebuie. Știu că se face pentru animăluțe mici sau mari, pe orice sigur, sigur. Deci avem practic toate structurile necesare studiului și practicii medicilor veterinari. Avem cel mai modern spital de urgență pentru animale mici, care este deschis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Adică funcționează și pentru publicul larg din capitală. Bineînțeles, este destinat publicului larg, dar în acel spital lucrează studenții, profesorii, doctoranzii noștri, care deservesc tot ce e nevoie. Absolut tot ca într-un spital uman. De la urgență, primire urgență, diagnosticare și după aceea... Am văzut ce TRMN, au absolut impresionant tot. ATI, deci terapie intensivă, chimioterapie, orice. Absolut tot ce e nevoie. Alumnii este organizația absolvenților. Exact. Două întrebări aș mai vrea să vă rog, sau abordări. Unu, cum vedeți absorția după terminarea facultății și cum reacționează acești studenți prin alumnii, prin întâlnirile repetate pe care le faceți fie la evenimente, fie pur și simplu oriunde s-ar afla să fie prezenți la simpozioane, întâlniri și evenimente de tot felul ale universității, unde au învățat și de unde s-au format. Ne bucurăm ca printre absolvenții noștri, în masa alumnii a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, să se numere personalități deosebite ale vieții sociale, culturale, politice și economice, bineînțeles, a României, dar și altor țări. Avem absolvenți de marcă care au ajuns miniștri în țările lor de origine sau oricum persoane cu poziții deosebit de importante. Ceea ce despre studenții străini care învață. Vorbim despre studenții străini. Și bineînțeles, între studenții noștri avem foarte multe exemple de pot să-i numesc personalități ale vieții noastre de zi cu zi care nu uită că au studiat și că s-au format la universitatea noastră și atunci găsim întotdeauna foarte multe prilejuri pentru a ne întâlni și pentru a-i ruga să le povestească studenților, colegilor mai mici, despre experiența pe care o au și despre lucrurile pe care ar trebui să se concentreze în perioada studenției. Așa cum vă spuneam mai devreme, mulți dintre participanții la manifestările pe care le organizăm, noi sunt de fapt absolvenții noștri și lucrul ăsta ne bucură foarte mult. Sunt mândru să spun că anul acesta ne-am organizat Congresul European de Horticultură la Palatul Parlamentului, o manifestare la care au fost peste 1000 de participanți din 67 de țări. Ei bine, foarte mulți din absolvenții noștri au fost în primele rânduri și în ceea ce privește prezentările științifice, dar și în ceea ce privește organizarea sau firmele care au fost prezente la expoziția de industrie horticolă. Cred că putem face mai mult în acest domeniu. Sunt destule țări în care România în perioada anilor 70-90 a pregătit foarte mulți specialiști. Acești specialiști poate că sunt acum aproape de vârsta pensionării sau oricum ei încă mai dețin poziții cheie în țările respective și vor putea să fie folosiți ca ambasadori ai noștri pentru a atrage studenți străini de care, slavă Domnului, avem nevoie pe viitor. Studenții străini sunt în special la medicină veterinară sau și la alte
Avem, pentru că medicina veterinară are cursuri în limba engleză și franceză, acolo este cea mai mare masă de studenți străini, mă refer aici în primul rând la francezi și la belgieni, la elvețieni, dar și la studenți din zona Maghreb, Nordul Africii. Și cu pași timizi am reușit să realizăm și câteva mastere în limba engleză, unde încep să ne vină studenți. Important este să dezvoltăm programe de licență în limba engleză și poate franceză pe viitor, pentru a atrage studenți străini care să vină pe fond propriu valutar, în primul rând. Avem foarte mulți doctorani străini și fiind o universitate activă pe zona francofoniei, membri ai Agenției Universitare a Francofoniei, să nu uităm că domnul rector este președintele acestei importante asociații universitare, cele mai mari asociații universitare din lume, oferim burse în cadrul programului Eugen Ionescu pentru doctoranți sau postdoctoranți străini care să vină pentru stagii în universitatea noastră. Și din câte știu și acele de burse Erasmus sau cum se numesc, inclusiv pentru cadre, inclusiv pentru studenți, funcționează foarte bine și am avut onoarea să discut aceste aspecte și cu domnul Câmpeanu, domnul rector al universității. Lucruri foarte importante pentru dorința de a munci, cum zic eu, de a fi român oriunde s-ar afla, dar de a fi un român valoros, pentru sigur că asta fac ei învățând școală serioasă. Este adevărat, programul Erasmus Plus este deosebit de important pentru noi și am extins numărul de acorduri într-o manieră vertiginoasă în ultimii ani. Mă bucur că la acest departament să am o colegă foarte harnică care și-a făcut o echipă, vorbesc aici de doamna Dina Someșan, are o echipă tânără cu care reușim să semnăm foarte multe acorduri și să facem mobilități și acțiuni deosebite. Imediat după ce se încheie săptămâna, de fapt, vedeți că lucrurile sunt așa de multe evenimente că multe dintre ele se suprapun. Începem pe 30, un alt eveniment internațional, este o școală de vară, cu toate că acum... De luni. Da. Care se va suprapune pe toată săptămâna deschiderii cu niște parteneri din străinătate și în colaborare cu Institutul de la Măgurele. Iar imediat după aceea, săptămâna care urmează, avem o săptămână a internaționalizării în care ne vin 15 oaspeți de la partenerii noștri Erasmus. Este mare lucru pentru că folosind fonduri europene, dar și fondurile universității, fac aici o paranteză, universitatea suplimentează lunar cu 200 de euro fiecare bursă Erasmus pentru studenții noștri care pleacă în afară, ceea ce este foarte, foarte mult important. Pentru pe lângă ce primesc ei prin programul Erasmus, universitatea vine și le suplimentează bursa cu 200 de euro. Și asta face ca oamenii ăștia când se duc în afară să poată să studieze, să se integreze în colectivele de acolo, să învețe, dar când se întorc să și aprecieze ce au acasă. Pentru că de multe ori avem impresia că, știți, pe afară umblă câinii cu colaci în coadă și că la noi este un dezastru. Ceea ce nu e adevărat. Când se întorc, bineînțeles că vin și spun lucrurile care i-au impresionat, dar acasă avem așa, acolo nu era așa. Încep să facă comparații, să aprecieze ce au aici. În plus, așa cum se întâmplă de fiecare dată, se nasc prietenii, încep să colaboreze, să comunice cu colegii din afară. Iar tot în contextul ăsta, lucrurile, vă spun că sunt în permanență dinamică, trebuie să știți că organizăm la începutul în decembrie, 4-8 decembrie, conferința studențească internațională One Health, adică o sănătate. One Health fiind un concept integrativ, iar la această conferință dedicată studenților, noi nu mai ajutăm, dar ei sunt principalii organizatori, să știți că participă
tineri cercetători, studenți, masteranți, doctoranți de pe toate continentele. Am avut, o facem în format hibrid, destui vin aici, dar sunt și unii care ne putem să călătorească, se conectează, dar prezintă lucrări științifice pe care noi le publicăm ulterior în volumele noastre. Nu numai români, poți și străini care au învățat. Conferința este în engleză. Conferința este în engleză. Și ei își prezintă rezultatele cercetărilor proprii, dar în felul ăsta îi punem în legătură. Ei se... Aliniem cunoașterea la nivel internațional, mondial. Și le oferim posibilitatea să publice lucrările lor științifice în jurnalele noastre, în revistele noastre, care sunt indexate și care au factori de impact. Contează pentru doctorate și contează pentru... foarte mult. Da, domnule prorector, eu vă propun să ne oprim. Vă informez că am fi onorat să fim parteneri, cel puțin pe partea aceasta externă, internațională, cu alumnii. De ce? Noi, printr-un proiect al Departamentului Românilor de Pretutindeni, în scurtă vreme inaugurăm un studio de televiziune, o platformă la Londra, se va numi Telemodova Plus la Londra, cu acoperire pentru ceea ce înseamnă spiritul românesc, libertatea de a fi român oriunde te afla, și care să se adreseze prin sistemul acesta online românilor de pretutindeni, ca să spunem așa. Și lucrul acesta îl finalizăm în noiembrie, vom merge la Londra în 5-11 noiembrie, dar suntem cu ochii pe dumneavoastră de luni și cu voia dumneavoastră vom fi prezenți să degustăm și curmale extraordinare. Eu sunt un consumator cumva, nu știam de la care să mă opresc și cum. Mai așteptăm. Da, așa că venim acolo și vom mai realiza interviuri și cu cei care expun. Sigur, că aveți chiar o doamnă care are o stațiune, cred că în Craiova sau undeva. Stațiunea de la Dăbuleni. De la Dăbuleni. Mâine colega mi-a trimis niște imagini. Mâine ei fac sărbătoarea curmalului Dobrogean a jujubelor la Dăbuleni, pentru că a reușit să planteze 2 hectare pe nisip. Am să o contactez. Da, doamna Aurelia Diaconu, tocmai ne-am întors împreună dintr-un stagiu de pregătire din China, în care am fost împreună cu 25 de specialiști români și doctoranți și tineri și fermieri. Vreau să vă felicit pentru această realizare deosebită cu deschiderea unui studio în Londra. Vă asigur că atât eu cât și domnul rector și ceilalți colegi din conducerea universității, domnii decani, vă vor sta la dispoziție oricând pentru a realiza materiale și cred că un lucru pe care îl puteți face pentru românii noștri de pretutindeni, pe care îi salutăm și cu această noi ocazie. Noi emitem la Londra acum, prin partenerii noștri Astro TV, care primesc materialele noastre și le postează pe platforma respectivă până când realizăm una comună. Da, deci pe care îi salut cu această ocazie. Cred că este un lucru extraordinar ca domniile lor să știe că au locuri special dedicate pe listele de admitere de la buget. Ei, da. Românii de pretutindeni au locuri, românii de străinătate au locuri speciale. Doi, trebuie să știe că din gama largă de specialități pe care noi le oferim, cu siguranță își vor găsi domenii în care pot să se perfecționeze, fie la master, de ce nu, la licență, la masterat sau la doctorat, astfel încât acolo unde se află să poată să avanseze și să aibă o viață mai performantă și mai liniștită. E clar, trebuie să luăm niște informații ca să știm pe unde căutăm când mergem cu echipa noastră acolo. Sigur. Domnule prorector, vă mulțumesc. Vă doresc să aveți un an bun. Ne vedem pe 1, pe 2, pe 3. Și vă așteptăm cu drag. Degustăm, abia așteptăm să degustăm curmale. Curmale, banane. Doamna Lumița, eu să-i facă o poftă așa și să spună vin trebuie și eu. Să fie, trebuie să fie prezent. Sigur. Da. Vă mulțumesc de invitație. Cu drag și respect. Un an bun dumneavoastră, echipei dumneavoastră, domnului rector Sănătate, știu că este și președintele rectorilor din România, domnia sa, el a fost și ministrul învățământului, e un om implicat și împreună faci o echipă foarte bună, ceea ce nu-i puțin lucru în sistemul universitar. Eu știu locuri de care mai de care, cine cum ia locul, ceea ce nu se întâmplă la noi e pace, muncă și toată lumea împreună să faceți performanță.
A fost domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, domnia sa este prorector, internaționalizare, relații studenți și alumni. A fost o onoare pentru mine să dialogăm și să anticipăm, ca să spun așa, evenimentele la care Telemundo va plus de la Iași, de la București, de la Chișinău, de la Londra, de ce nu, va fi cu o echipă, cu două, cu trei, prezentă la ceea ce se întâmplă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinare din București. Un gând bun, mulțumesc încă o dată, domnule prorector, și o seară liniștită. La revedere! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,